Elevii care studiază la școala gimnazială Oprea Iorgulescu s-au întâlnit astăzi în sala de sport pentru un scurt moment de evocare a istoriei din perioada premergătoare zilei de 1 decembrie. Invitat să le vorbească despre acest lucru a fost profesorul de istorie Dan Constantinescu, fost director al școlii. Ne-am adunat în această frumoasă zi de toamnă târzie să sărbătorim un eveniment scump pentru poporul nostru și anume împlinirea a 101 ani de la marele eveniment din 1 decembrie 1918, când românii și-au împlinit visul secular, și anume ca toți să fie într-un singur stat, așa cum spune cronicarul. Evenimentul acesta este scump pentru noi. De ce? Pentru că de-a lungul istoriei românii au fost separați în trei state istorice. Țara Românească, Moldova și Transilvania. Și domnitorii români au luptat pentru unitate, pentru că unitatea, unirea face puterea. Vă aduceți aminte, ați învățat la istorie, că Mihai Viteazu a fost primul domnitor român care a reușit să unească cele trei țări române pentru o scurtă perioadă de timp. Mai târziu însă, oamenii politici, domnitorii români, au continuat lupta pentru unitate națională. Revoluționarii de la 1848 au pus în discuție, printre altele, și problema unității naționale. Să fim patrioți și încă o dată repet, să fim patrioți, să ne iubim țara, să ne iubim poporul, să ne iubim costumul popular, limba și tradiția. Să demonstrăm că suntem români și că ducem mai departe tradițiile poporului nostru. Activitatea s-a încheiat cu un scurt program artistic.